Așa a început cea mai neașteptată și cea mai frumoasă călătorie pentru 8 clienți Moldcell. Au câștigat competițiile organizate de operatorul de telefonie mobilă și au mers în orașul unde a bătut pulsul Eurovision Song Contest 2013. Malmo a fost destinația celor mai norocoși clienți Moldcell care nu au ezitat să-și promoveze țara și să ducă soarele mioritic chiar și în cele mai nordice locuri ale Europei. Au admirat tradițiile suedeze, dar au împărtășit și din cultura noastră străinilor care i-au asaltat cu dorința de a-i cunoaște. Mai mult, Moldcell, care este parte din grupul internațional Telia Sonera, partenerul general Eurovision din acest an, le-a realizat un vis pe care nici măcar nu au îndrăznit să și-l imagineze. Să urmărească cele două semifinale și marea finală chiar din Malmo Arena. Не могло присниться то, что я смогу здесь болеть за Молдову, прямо в Мальма, благодаря Молдселу. Это настолько впечатление, это столько эмоций. Mulțumim cu pietate companiei Moldcell, pentru că ne aflăm în inima unui eveniment foarte și foarte special pentru Europa și ne apropie și mai mult de Europa. Și cum Malmo se află la o distanță de doar câteva zeci de kilometri de tărâmul Danemarcei, Moldcell a oferit șansa clienților săi să cunoască și capitala țării câștigătoare. Suntem absolut toți impresionați pentru că este o cultură nouă, ceva care nu am mai văzut. Anul trecut, compania de telefonie mobilă a asigurat o călătorie de vis la Baku pentru 5 moldoveni. Moldcell, already on the second year on the road, has been really paying attention on their customer relationship and giving a lot of opportunities to engage with this overall positive event. Și pentru că anul acesta Telia Sonera, acționarul majoritar al Moldcell, a fost partenerul general al concursului Eurovision, compania Moldcell a deținut același drept.